În perioada 14-16 iunie, Muzeul Național al Banatului celebrează zilele europene ale arheologiei cu un eveniment deosebit. Așadar, sunteți invitați să pășiți direct pe situl arheologic românești Peștera Coapă pentru a trăi o experiență arheologică autentică. Peștera românești, un loc plin de mistere, a fost cercetată pentru prima dată în 1948 de Marius Moga. În anii 60, Ion Stratan și Florea Mogoșanu au continuat aceste explorări. Planul peșterii a fost întocmit în 1963, iar cercetările speologice au adus noi perspective. În 1991, investigațiile arheologice au fost reluate de un colectiv format din Florin Drașovean, Petru Rogozia și Florin Gogultan. În 2023, sub egida parteneriatului dintre Institutul de Arheologie Vasile Purvan din București și Muzeul Național al Banatului, cercetările au fost reluate de o echipă internațională. Aceste cercetări au adus clarificări esențiale despre importanța sitului, demonstrând rolul său crucial în înțelegerea pătrunderii omului modern în Europa acum 47.500 de, de ani și a mișcării lor de populații care au dus la indo-europenizarea continentului acum 5500 de ani. Așadar, în weekendul 14-16 iunie, între orele 11 și 15, vă invităm să participați la săpăturile arheologice și să vedeți pașii concreți ai acestei munci fascinante. Veți beneficia de ghidaj geologic și arheologic oferit de colegii noștri specialiști. Vă așteptăm cu drag să petreceți un sfârșit de săptămână plin de descoperiri arheologice și povești fascinante. Transmit reprezentanții muzeului.